Suntem în Garmisch, abia s-a oprit ploaia. Sper să țină vremea cu noi, pentru că astăzi avem o excursie specială. Mergem în Italia, după care în Austria, trecem niște pasuri montane, Timmelsjoch, Grosslochner. Și pentru asta am cea mai potrivită motocicletă, zic eu, un BMW R1250 RS, care vine cu ceva schimbări pentru 2019. Am terminat cafeaua, abia aștept să încep drumul. Urați-mi succes, poate nu plouă! What a beautiful scenery over here. We made a quick stop. We were in Timmelsjoch riding the bikes, and I have the right guy to speak about the new RS with me. It's Ralph. It's an expert in BMW, the R version, 1250R and RS. So, hello Ralph, please tell me what's new for 2019. Okay. Besides the engine, there are different other things we included to the new model. For example, we had a new fairing on the bike with a new LED lightning in the front with a new kind of daylight in for get better recognized, for example, and had better seeing as well. And we also got new functions on our electronic. Preload adjustment is very nice, for example, for the customer, because they are able now, or in the history, he had always about the load. Okay. To change the preload, so manual. Now you have automatic mode. Yes, it's it's automatic. You only have to start the engine, and the bike go on the right just position. Yes, and on the other side you can change the driving modes, and there are different settings for the throttle response. Throttle. Perfect. Thank you. And on the other side for the DCC for dynamic traction control for also settings. So in combination of the things, you can the bike go slow, easy, relaxing, but if you go in the right settings, you go fast, active, and go really fast and sporty with the bike. The combination gets wider, and we have do a lot of things to possibly to make it possible for the customer. On the other side, we made, for example, hill start control. So it's you put it as an option, or you and as an option? Yes. No, not from the factory, but he can push the brake harder, and then the bike get standing without any more braking. And if you go, if you will start again, only clutch and drive. So what else? What else do we have? We have the no dashboard, our TFT. It's already recognized from our GS. And we have now it in the R and RS as well, in all models now, not all RT, not so far, but we have it in our RS, R, GS and GSA. You have a simple navigation on board, you have media playing connectivity, you can phone. Yes. I can't wait to ride it some more today and tomorrow. Yes. Thank you very much for this interview. It was very interesting what you've told me. And we have some more riding to do, some more sceneries to admire. Can't wait to do that. So let's go. Let's go. Thank you. Thank you.
ce zi. Am ajuns la hotel, am prins ceva ploaie, am văzut ceva zăpadă, am avut și ceață, am avut cam toate condițiile pe care le puteai întâlni în Alpi. Dar un lucru e sigur, m-am distrat de minune cu noul BMW R1250RS. Ei bine, trebuie să vă împărtășesc câteva detalii pe care le-am observat astăzi. În primul rând, motorul acesta de 1250 cu shift cam se simte incredibil pe viraje, se simte incredibil în dreapta a doua, a treia, se descurcă de minune la schimbarea direcției, parcă plutește. Ei bine, în schimb, poziția e un pic dificilă atunci când parcurgi mai mult de 300 km pe zi, pentru că stai cumva aplecat către față și ghidonul este ceva mai jos. Deși este o poziție sport touring, parcă simți nevoia de o pauză la fiecare 2-3 ore de mers. Pe lângă asta, eu am 1,80 m, deci ar trebui să fie destul de incomodă. Dar pentru picioare am avut loc destul, protecția la vânt este destul de bună pentru că am carenajul care mă apără și cilindrii motorului boxer. Iar cei de la BMW au adăugat un parbriz care merge pe două poziții și te ajută foarte mult la mersul pe autostradă. Cât despre electronice, avem toate sistemele pe care ți le putea dori. În primă fază avem traction control ABS și o suspensie electronică care vine opțional, dar care își merită toți banii, pentru că atunci când o pui pe road se simte ca un covor zburător pe care poți să stai și să te simți foarte confortabil atunci când treci peste drumuri denivelate. Pentru că am avut și așa ceva astăzi, am mers pe drumuri denivelate, am încercat și modul dynamic, am încercat și modul road, dar în prima fază pe modul road mi s-a părut cea mai comodă opțiune, iar în ceea ce privește modurile de mers am întâlnit și ploaie, deci a trebuit să schimb către partea de rain, de ploaie. Am avut și zone pe care am mers pe dynamic, zone pe care am mers pe dynamic pro, dar în mare parte am folosit opțiunea road pentru că se simțea cumva mai lean și simțeam că mă descurc ceva mai bine atunci când voiam să scot motocicleta din viraj, parcă era foarte fin și răspunsul era exact cum îl doream. A fost foarte ușor pe partea de viraje pentru că, deși pare o motocicletă grea și este o motocicletă grea de peste 230 de kg, ei bine, atunci când schimbi direcția nu ai nevoie de efort prea mare pentru că cred că doar împingând ușor în ghidon lucrurile se întâmplă și poți să apleci foarte tare acest RS. Are o poziție de motocicletă sport și se simte ca o motocicletă sport. Pe partea de opționale, cei de la BMW au venit cu un buton SOS, au mai adăugat și Hill Assist-ul dacă îți dorești un sistem ca ăsta. Pe lângă asta, mai există și suspensia electronică de care v-am zis, iar cei de la BMW mi-au dat și o evacuare Akrapovici care sună extraordinar de bine și îți dă o senzație aparte atunci când te dai pe viraje printre copaci. De fiecare dată când schimbi viteza, se aude un boom și o notă joasă cu mult bas, deci creează o senzație aparte. O singură problemă am descoperit la acest 1250RS. Ei bine, nu știu că e neapărat o problemă, cât e ceva ce nu-mi place mie, și anume quick shifter-ul atunci când urci sau cobori prin trepte. De cele mai multe ori am schimbat fără probleme, dar din 5 schimbări de dreaptă, una sau două nu mi-au reușit, așa că motocicleta m-a bruscat sau nu a vrut să intre în viteză. Am discutat despre asta cu cei de la BMW, au zis că este o problemă pentru că motorul boxer nu se simte atât de bine cu quick shifter. Probabil e o treabă de obișnuință, probabil va trebui să mai parcurg ceva kilometri ca să-mi dau seama cum să-l folosesc, să ajung să-l folosesc la nivel aproape de perfect, dar cred că poți să te descurci fără quick shifter, poți folosi doar ambreajul. E bine, mie îmi place să-l folosesc și am reușit într-un final să-mi dau seama când ar trebui să-l folosesc și cum ar trebui să apăs, pentru că aparent ține cont și de mișcare și de cât de deschisă este accelerația și așa mai departe. Dar cei de la BMW pot să-l facă și mai bun de atâta, sunt sigur de asta. BMW 1250RS este printre primele motociclete în topul meu în materie de sport tourere. Deci clar o să mai vreau să merg pe această motocicletă. Până una alta, nu uitați să dați subscribe canalul nostru de YouTube pentru mai multe videouri ca acesta. Ciao! Ne revedem acasă!